De ce Pitești? De ce nu? Piteștiul pentru că este un oraș situat într-un județ care este, are o putere economică mai mare decât media orașelor din țară. Este vorba de asemenea și despre o colaborare, un parteneriat între camerele de comerț din Constanța și cea din Argeș. Tinimtex-ul este un târg renumit cu 20 de ani de experiență în spate, de tradiție, și care reunește producătorii români care vin și își prezintă colecțiile de sezon în fața, mă rog, comercianților, celor care vor să achiziționeze aceste colecții, și în fața publicului larg. De ce este important un astfel de târg și care este avantajul să vii să vizitezi târgul și să-ți și cumperi de acolo haine și accesorii? Pentru că, fiind vorba despre producătorii români, raportul calitate-preț este unul extraordinar, pentru că sunt prețurile la prima mână. Este prețul care pleacă direct din fabrică. Și atunci nu mai poți să-ți reînnoiești garderoba fără să ai teama că rămâi fără bani în buzunar. Deci poți, cu un buget mai mic, să-ți cumperi mai multe haine și accesorii. Haideți să intrăm puțin în detaliu și să descriem colecția. Păi sunt 28 de participanți la acest târg, sunt firme venite din toată țara, fiecare pe profilul lui, pe specificul lui. De exemplu, ai tricotaje, ai rochii mai de ocazie, fiecare a venit pe segmentul lui. Eu, de exemplu, cu brandul meu, am venit cu linia de bărbați de data aceasta, deci o colecție de haine pentru bărbați, începând de la pantaloni, cămăși, pulovere și niște geci matlasate cu puf de gâscă. De asemenea, am o linie foarte scurtă de tricotaje pentru femei și acestea sunt niște produse pe care eu le prezint de obicei pe platformele mari, online, cum ar fi Fashion Days, Stilago, Elefant.ro, cam pe acolo mă situez eu. Un brand care a născut, brandul meu, a născut exact prin și cu ajutorul Tinimtex-ului. Adică m-am dus la târg la Constanța, am prospectat tot ceea ce exista acolo, am găsit unii producători români care făceau haine pe stilul meu, am semnat contracte cu ei și de acolo a pornit sau s-a născut brandul meu. Deci iată de ce este important târgul Tinimtex. Ce înseamnă stilul? Ce înseamnă stilul? Înseamnă un stil casual spre elegant sau mai degrabă sport elegant. Înseamnă o linie clasică cu ușoare elemente moderne, dar pe anumite materiale care sunt confortabile și de foarte bună calitate. Înseamnă de asemenea culoare. Mie îmi place foarte mult să port culori vii și anumite combinații mai speciale. Soțul meu, în schimb, merge pe linia italienească, deci îi place foarte mult moda italiană și absolut tot ceea ce se regăsește în linia noastră bărbătească este creația soțului meu și pornim de la pantaloni slim până la cămașa ușor cambrată, puloverele acelea cu anchior dintr-o lână foarte fină, pe culori culori din acestea pastelate care merg combinate cu cămăși, tricourile polo care iară sunt un accesoriu foarte elegant în garderoba unui bărbat, trebuie să existe așa ceva, paltoane din acelea la două rânduri de nasturi cu buzunare aplicate, deci fiecare e pe stilul lui, ca să zic așa. Pe stilul lui, vreau să vă întreb dacă produsele noastre se adresează tuturor categoriilor de vârstă sau da, tuturor categoriilor. Nu. Avem și lucruri care sunt foarte ok pentru generația tânără, adică chestii mai ușor extravagante, și avem inclusiv oameni, bărbați, de exemplu, de vârstele, nu știu, 50-60 de ani, care au venit și și-au găsit cămăși pe măsura regular, din materiale foarte bune, bumbac 100% mercerizat, care au fost foarte încântați de faptul că am ajuns să avem și măsurile lor mai măricele. Deci pornim de la măsuri mici până la măsuri mari și ușor schimbăm croiala ca să fie ok pe vârsta, categoria fiecărui individ în parte. Prețurile sunt pentru buzunarul tuturor? Prețurile sunt așa. Gândește-te că noi lucrăm cu niște fabrici care au contracte externe cu niște case de modă foarte mari. De exemplu, cămășile noastre sunt lucrate la o fabrică care lucrează pentru
Ermenegild, Ozenia și Palzileri, adică niște foarte premium branduri din Italia. În momentul în care noi am reușit să pătrundem în această fabrică, noi mergem pe o croială italienească, Vero, originală, materialele cele mai fine și gândește-te că o cămașă la noi costă 109 lei, da? 109 lei, da? Nu, ba da, am zis bine, 109 lei, în ideea în care aceeași cămașă la italieni costă 300 de euro. Deci eu zic că e bine. Și gândește-te că o cămașă normală de bărbați într-un magazin, într-un mall, costă 5 milioane sau 4 sau, știi? Deci la noi, eu zic că ăsta e un preț ok. Este un preț ok în momentul în care, așa cum a spus, sunt prețurile de producător. Exact. Aici, de exemplu, noi nu suntem... Absolut. Sunt chiriile foarte mari și trebuie să-ți ai angajați. E un întreg mecanism în spate și normal că prețul produselor crește. Normal. Dar iată încă o dată avantajul acestor târguri. Spuneați că prețurile sunt pentru buzunarul oricui. Pentru buzunarul unui om care își dorește să-și renuiască garderoba, să arate bine, pentru care imaginea contează, care, să zic că are un buget mediu de, nu știu, de arunca pe haine, da? De vreo, nu știu, 3 milioane, ca să zic așa, până în 100 de euro, să zicem. Își poate cumpăra la un târg 5, 6, 7, 8 produse lejer cu banii ăștia. Deci cu 3 milioane, 300 de lei noi... Așa? Eu mă pot îmbrăca de la Dana Săvuică de sus până jos? Da, poți să-ți iei o cămașă la 1 milion, nu? Avem unele și sub 1 milion, dar nu sunt bumbac 100%. Preche de pantaloni de aia slimați la 1 milion și ceva, așa, și îți mai iei și un pulover la 70 de lei și îți rămân și bani de o cafea. Dana Săvuică. Da. Sunt produse 100% românești? Da. Sunt produse, deci eu nu fac niciun import, stau și lucrez numai cu fabricile românești. V-am și zis de unde le-am descoperit. M-am dus la târg, le-am descoperit, am intrat în negocieri cu ei și numai cu fabricile românești vreau să lucrez, pentru că odată vreau să susțin și eu, bineînțeles, într-o foarte mică măsură, să sprijin economia românească, dar în al doilea rând există și o relație sentimentală între mine și acești fabricanți români, pentru că eu în anii 90 eram manechin și mergeam eu la aceste târguri, la Neptun se făceau, la Sovata, la Băile Herculane, la Iași, peste tot, nici mai știu să-ți zic, Orăștie, și eu ca manechin al casei de mod de Venus cu Zina Dumitrescu plecam în echipă. Zina Dumitrescu era cea care făcea prezentările de modă, se ducea din stand în stand și alegea de la toți producătorii români hainele care erau în tendințele internaționale, iar noi eram cele care le prezentam pe scenă. Ori eu, îți dai seama că am fost crescută cu ideea asta în cap, pro-produs românesc. După care am fost și imaginea ciorapilor Adesgo, Diamond, 5 ani de zile. Deci îți dai seama, pentru mine produsul românesc este cel care trebuie susținut. Suntem la o cafea cu Dana Săvuică. Da, bună, cu lapte. Cum își începe dimineața Dana Săvuică? Așa, cu o cafea pe care o fac eu la filtru, acasă. Vezi, scuzați-mă că mă întreb, aveți mod anume de a o prepara sau... Da, îmi place foarte mult cafeaua la filtru sau un espresso lung cu lapte rece proaspăt, două de-astea, cubulețe de zahăr brun, și îmi place foarte mult să ies pe terasa casei mele și să-mi fac agenda de programul zilnic și, bineînțeles, să stau și la o tacla cu soțul meu. Și o altă chestie este că noi colecționăm căni de peste tot, de pe unde mergem noi, în toate țările pe unde mergem, nu ne cumpărăm haine, noi ne cumpărăm căni. Și de fiecare dată, în fiecare dimineață, eu îl întreb pe soțul meu, unde vrei să ne întâlnim astăzi de dimineață, pe terasa noastră, dar unde? Și el îmi zice, eu prefer Parisul, eu zic, prefer Barcelona. Și atunci iau căniile respective și bem cafeaua respectiv fiecare în altă țară, în altă stațiune, în alt oraș și în altă. Deci de aici pasiunea pentru căni. Da. Da, da. Și colecția este bogată de căni?
Este. Adevărul e că nici prea mai am pe unde să le pun, pentru că de unde am pornit noi cu chestia asta, prietenii noștri au prins de veste că ne plac acest gen de căni și acum toți care pleacă în străinătate, când vin, ne fac cadou câte o cană. Ideea este că eu trebuie să trec pe acolo și să-mi cumpăr cana, dar nu contează, noi le primim cu plăcere. Și acum am cană din Las Vegas, cană din Canada, cană din Maldive, iar eu n-am trecut pe acolo, dar nu contează. O să ajung eu și acolo. Dana Savoică la Pitești într-o zi frumoasă de octombrie. Ce amintiri vă leagă de Pitești? Păi ar fi niște amintiri, de exemplu, când căutam eu fete ca să le fac manechine, făceam tot felul de concursuri de modele și la un moment dat, făcând tot așa niște preselecții prin toată țara, bineînțeles că am pus și Piteștiul pe lista orașelor mele preferate, pentru că știu că sunt o grămadă de fete frumoase pe aici, mi-au venit, cred că 100 și ceva de fete în ziua respectivă și... Țin minte că dintre toate fetele alea am văzut-o, am zărit-o așa, printre ele o fată foarte frumoasă, blondă, cu ochii albaștri, cu piele albă, era superbă și arăta, hai să zicem, altfel decât românca obișnuită. Și eram așa toată, mă uitam numai la ea, ea se uita la mine și îmi zâmbea și mi-a și zis, Dana, zice, eu am știut că pe mine m-a ales, păi zic, semnalele erau clare. Am ales-o, a participat la concursul Cool Model, a câștigat un contract în Italia prin agenția mea și după care a plecat în Canada cu familia ei și acolo activează ca manechin. Ioana Muncaciu este numele ei. Asta a fost o experiență frumoasă și a doua a fost când am fost aruncată în ghilimele în zona voastră, în zona Argeșului, în comuna Lărești, ca să caut fete frumoase pentru emisiunea de pe Prima TV, Miss Fata de la Țară. Și am găsit o fată foarte frumoasă, tot așa blondă, cu ochii albaștri, nu știu cum am nimerit-o și pe ea, tot așa, cu tot așa, cu o piele albă frumoasă, uite ea ca încă una trece foarte, foarte frumoasă era fata aia la față. Și păr frumos, da, mă scuzați, defect profesional, o să mă uit după băieți, că se spune că de la o vârstă femeia care trece pragul celor 40 de ani, nu știu, Rădulească, zice chestia asta, ar trebui să ne uităm după aspirine. E, nu știu, eu încă în continuare mă uit după fete. Dar mă rog, a fost o glumă, da? Așa. Deci fata din comuna Lărești a ocupat locul 2 în emisiune, a avut voturile multor telespectatori, dar a ratat marele premiu de 10.000 de euro, care era pe locul 1. Asta e. Și în acest domeniu al... modelingului se spune sau se merge pe simteama că trebuie să ai și un gram de noroc? O, da, da. Ca orice domeniu în care îți trebuie și talent și aspect fizic, îți trebuie foarte mult noroc pentru că în primul rând trebuie să nimerești să te descoperi o agenție de modele bună, care trebuie să investească în tine, care trebuie să aibă conexiunile cu străinătatea, cu lumea modei de acolo, pentru că acolo se fac banii. În România, în continuare, prezentările de modă, reclamele se plătesc prost și, într-un fel, manechinii se plafonează, se blazează, rămân decepționați și mulți se retrag din businessul ăsta pentru că nu fac destui bani. Și hai să nu confundăm ce vedeți la televizor, așa zisele vedete manechine. Alea n-au nicio legătură, alea nici înălțime, nici față n-au de așa ceva. Alea nu-s manechine. Alea sunt niște stereotipuri create, nu știu, un fel de, nu știu, stereotipuri românesc, halit în ghilimele doar de români, da? Hai că vreau să fiu, să glumesc cu voi. Manechinul adevărat este acela care trebuie să introducă niște standarde internaționale, din păcate, deci trebuie să ai un anumit aspect, anumite trăsături fizice care să se încadreze cu tendințele internaționale, trebuie să ai anumite măsuri, din păcate, și trebuie să mai pici inclusiv pe trendul internațional din momentul respectiv. Adică, dacă într-un an se promovează fetele blonde cu piele albă și cu ochii distanțați gen extraterestru, în alți ani poate revin la modă brunetele cu mai planturoase și mai știu eu cum. Și atunci, dacă tu nimerești o manechină blondă când de fapt se cer brunetele, aia blondă poate să fie superbă, numai că n-a picat pe moment. Aici intervine norocul.
Înțeles. Anul acesta pe ce linie să merge? Anul acesta, nu, anul acesta, cum ne-am și învățat de ceva timp încoace, se poartă în continuare stilul androgin la fete. Adică par că sunt fete foarte, foarte tinere, foarte slabe, cu o piele străvezie, cu ochii preferabil deschiși la culoare, aproape fără sprâncene, așa, adică să nu se vadă, să nu fie trăsăturile foarte clar conturate, buze groase și frunte foarte lată și bombată. Asta e. Și fără sâni. Asta e. Dar de ce fără sâni? Așa, pentru că nici umerașul nu are forme. Pentru că se caută manechinul filiform fără sâni, pentru că așa stă haina mai bine pe el. Din păcate. Când participați la o preselecție, la ce vă uitați prima dată? Este foarte, nu, este foarte greu să-ți spun, pentru că trebuie să, în afară de trăsăturile astea fizice pe care, care trebuie să te atragă din prima, fiecare model care este mai special trebuie să te atragă cu ceva. Deci există parcă o atracție. Nu știu cum să-ți explic. Este acel X-factor despre care toată lumea vorbește și voi deja știți. Trebuie să ai acel X-factor care e nedefinit, dar care tu știi, tu, dacă ești un agent bun, un scouter bun, tu știi că dai lovitura cu modelul respectiv. Fie că e fată, fie că e băiat. Dar nu pot să spun trebuie să aibă aia și cu aia sau rețeta de succes este asta. Nu există deloc. Nu există. E ca în fotbal, e ca în actorie. Nici n-ai de unde să știi. Poți să nimerești rolul vieții tale și tu să nu spui nimic în realitate. Dar depinde de tine cum te transformi, da? Când joci rolul ăla, tu te transformi. E, așa trebuie și o manechină să fie. Nu trebuie să fie fără expresie. Ea trebuie să se transforme pe scenă. Ea aia vinde. Înțelegi? Nu neapărat haina, cât starea în care mă pune pe mine ca să cumpăr haina respectivă. E cu skepsis. Am înțeles. Cât se câștigă din modeling în România? Depinde. Se poate câștiga foarte puțin. Ce sau foarte mult. Foarte puțin în modeling? Păi, foarte puțin poate să însemne să nu câștigi nimic luni de zile și tu să fii, eu știu, să mai faci și prostia să semnezi un contract care este clar defectuos pentru tine, un contract de exclusivitate cu cine știe ce agenție no name. Aici atenție, pentru că multe fete sunt vrăjite de tot felul de indivizi care își deschid câte o agenție de asta așa fantomatică și ele nimeresc să semneze niște contracte extrem, extrem de defectuoase, sau poți să nimerești la o agenție bună care încearcă să-ți găsească joburi, dar dacă nu-ți găsește în 2-3 luni de zile, asta e. Depinde foarte mult cum te prezinți tu în fața clientului, știi, tu ca model. Și poți să câștigi, de exemplu, câteva milioane de lei pe lună sau câteva sute de euro sau câteva mii de euro sau poți să câștigi zeci de mii de euro, cum au fost unele dintre fetele mele care au nimerit niște contracte mari în străinătate și au și rămas pe afară la Milano, la Paris, la New York și au cumpărat casă și întrețin familia, și-au cumpărat Aston Martin, una din ele. Da, vorbesc foarte serios. Dar a avut noroc chiar Diana Dondoie din Craiova, de exemplu. Tocmai ce am vorbit mai devreme și despre șanse. Exact. Trebuie să ai șanse. O șansă. Cum se simte Dana Savuică la 40 zi de ani? Și 3. Cam și 3. N-am vrut să spun 43. Am vrut să mă gândesc la 40. Păi mă simt, nu știu cum mă simt, că în ianuarie e ziua mea, fac 44. Mă simt, nu știu, nici la nu prea, ani, mulțumesc. Nici nu prea pun mare preț pe chestia asta, pentru că mă simt bine atunci când lumea nu-mi dă vârsta și îmi spune, wow, ce bine arăți și nu știu ce. Când probabil nu o să mai primesc astfel de complimente, atunci o să fie un mare semn de întrebare pentru mine și atunci probabil că o să-mi pun problema că trebuie să fac ceva sau, eu știu, vreun artificiu, vreo operație sau mai știu eu ce nebunie de asta. Dar eu mă simt foarte bine în pielea mea acum. Când ați primit ultimul compliment? Acum câteva secunde pe Facebook. Da? Da. Am postat eu o poză dintr-un pictorial de-al meu în revista FHM și da. Unul a zis că a rămas fără cuvinte. Și soțul? Soțul ce-i cu el? Complimente? A, soțul nu se pune. Soțul este la categoria something special. Știi? Am înțeles. Mă aflu lângă patul Danei Savuică. Prima femeie din România care a apărut în Playboy. Wow!
Bănuiesc că... Ești emoționat? Foarte emoționat. N-am îndrăznit mai mult, m-am oprit lângă pat. Observ! Bănuiesc că mulți bărbați sunt invidioși pe mine în momentul acesta. Dar asta a fost, cum vorbeam și mai devreme, a fost o oportunitate a vieții. De care, aha, iată profit. Iată ce fac eu la Pitești, de fapt, nu? În afara târgului Tinimtex, nu. Hai să lăsăm gluma deoparte. Da, într-adevăr, ăsta este, poți să-l numești patul meu, dar nu este. Este patul hotelului Argeș, unde sunt cazată pe perioada târgului Tinimtex. Am avut plăcerea deosebită să cunosc familia care patronează acest hotel și sunt foarte, foarte mulțumită de serviciile lor și ideea este că am fost atât de fericită că am nimerit la acest hotel, mai ales că este orașul plin acum, aveți o grămadă de evenimente și cam totul era full, aici era full, dar uite că s-a găsit o cameră pentru mine. Și am postat și o poză pe Facebook, pe contul meu, Dana Săvoică, Liniuță Stanciu, cu... Știți, mă pregătesc de conferința de presă, sunt în camera hotelului Argeș, nu știu ce, nu știu cum. Și după vreo jumătate de oră așa m-am uitat puțin pe contul meu să mai văd și eu newsurile, știrile și nu înțelegeam de ce am primit în jumătate de oră vreo 57 de like-uri, știi? Și zic, wow, ia uite domnule ce tare sunt, știi? Și pe urmă am intrat pe comentarii și când am văzut comentariile am zis, deci toată lumea mă întreba, dar cine este bărbatul acela misterios din oglindă care este în boxeri? Zic, poftim, când mă uit... mai bine la poză, ce postasem eu? Poza pe care mi-a făcuse soțul meu, mie, a nimerit să se vadă și el pe jumătate de siluetă în oglindă. Omul era în niște boxeri și se vedea o siluetă chiar foarte frumoasă și toată lumea a crezut că e vreun tinerel de ăsta. Și zice că vezi ce postez, că poate ia cancanul, știrea. Și zic, fraților, este soțul meu. Îți dai seama? Și la care unul zice, norocul tău! Deci uite-te și tu ce ca se întâmplă pe Facebook. Nu, dar ca să vedeți cât de atenți sunt oamenii. Eu n-am la orice detalii, la orice mic detalii. Eu n-am știut că oamenii sunt atât de atenți. Eu am zis că, zic, uite ce încântată sunt când sunt la Hotel Argeș. Și uite camera mea, nu știu ce, mă pregătesc. Eu mă dădeam cu ruj, nu știu ce. Ezi tu ce i-a bușit pe ei mintea. Să se uite în oglindă și să vadă o siluetă. Vorbeam de patul Danei Zăbude. Așa. Cum este patul Danei? Al meu, propriu și personal, da. Sau ăsta? Da. Al meu este așa. Este făcut din ratan, complet. Este adus din Indonezia. Este o comandă specială după replica patului pe care, în care doarme Claudia Schiffer în vila ei din Palma de Mallorca. Wow. Deci ca să știi. Și mi-a plăcut atât de mult pentru că este un pat lat și este făcut totul din împletitură manuală din ratan și are forma unui ca un fel de caiac canoe, știi? Dar lat. Și este foarte, foarte tare. Bănuiesc că vă simțiți o răsfățată în îți dai seama, dita mai patul, da. Haideți să revenim puțin la cariera noastră de modeling. Vă este okay. Dor? Da, de cele vremuri? Îmi este dor de a urca încă o dată pe scenă ca și model. Sunt foarte critică și mă uit cu un ochi critic de fiecare dată când văd câte o prezentare de modă și văd care este trendul în ziua de azi. Adică manechinele trebuie să fie fără expresie așa, să nu mai aibă nicio expresie pe față, să nu mai transmită niciun mesaj, să meargă ca și când merg pe stradă, nu mai au niciun pic de feminitate în mișcarea, în mersul respectiv și mi-aduc aminte că pe timpuri nouă ni se cerea să fim ca niște adevărate actrițe pe scenă și noi făceam coreografii, ieșeam cu tot felul, improvizam tot felul de mișcări pe scenă, adică era o adevărată încântare și... Acum, mă rog, ce să zic, fiecare e cu generația lui, știi cum e. Se schimbă vremurile, se schimbă obiceiurile. Acum doar mă uit și privesc la televizor și spun, uite, am fost și eu cândva așa. Dar nu este o schimbare benefică? Nu știu dacă este o schimbare benefică sau nu, depinde de gustul fiecăruia, știi? Dar eu îți spun ție din experiența mea personală. Mie mi-ar plăcea să revină în actualitate prezentările acelea de modă care erau făcute ca un show, ca un spectacol. Acum ai văzut, sunt câte 30 de manechine care ies una după alta așa, pac, 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 pac și gata, și asta a fost prezentarea. Asta pentru, și poate pentru faptul că ne aflăm în secolul vitezei
Da, de ce nu? Și totul se tratează superficial? Nu știu dacă superficial, este un alt trend, ți-am zis, este altceva, s-au schimbat toate vremurile, valorile, totul este, cum zice englezul, upside down, știi? Și atunci tu, dacă vrei să te menții pe val, cum e și cazul meu, că eu lucrez până la urmă într-un domeniu care este foarte volatil, așa, adică astăzi ești celebru, mâine nu mai dă nimeni doi bani pe tine, știi? Și atunci tu trebuie să te reinventezi și chiar dacă eu am lăsat modeling-ul deoparte, încerc și eu la rândul meu să mă mențin oarecum în interesul publicului spectator și telespectator cu diverse proiecte, diverse, eu știu, ieșiri la rampă, unele mai decente, altele din când în când mai vreau și eu să șochez, pentru că altfel nu, știi, nu te mai bagă lumea în seamă, n-ai ce să faci. Trebuie să ieși puțin din tiparele. Am înțeles. Obișnuite. Vorbind despre proiecte, despre planuri de viitor, da. Ar consta o provocare pentru dumneavoastră la 43 de ani să apareți din nou în Playboy? Nu. Nu. Și îți spun și de ce. Nu. Pentru că fiind prima deschizătoare de drumuri, mie mi se pare că acela este un moment atât de special și este un lucru atât de wow pe care l-am făcut și într-un moment în care România poate nu era atât de pregătită să primească o astfel de deschidere către sexualitate și către nudul ca artă. Pentru că eu asta consider, eu cel puțin asta am făcut în revista Playboy. În niciun caz n-aș fi putut să fac ce au făcut alte fete care s-au expus foarte mult, după părerea mea, și nu era cazul. Dar am vrut să arăt că sunt o femeie liberă de prejudecăți, am vrut să arăt că îți trebuie curaj ca să înfrunți orice provocare în viață. Era un capitol pe care eu vreau să mi-l închid. Aveam 29 de ani, făceam 30 de ani și închideam capitolul cu viața mea ca și model. Deschideam un alt capitol al vieții mele, televiziune și agenție de modele. Deci, practic ăsta a fost pentru mine Playboy, un proiect care a marcat granița între o parte a vieții mele și cealaltă. A fost vreun moment în care ați regretat? Nu, n-am regretat niciodată. Din contră, m-a amuzat și m-a întristat în același timp anumite păreri ale unor dive autohtone care probabil erau invidioase că n-au fost ele primele, care mai, așa, ca niște cațe vorbeau și comentau și nu știu ce, dar știi ce se întâmplă? Cei care mi-au făcut această propunere mi-au și zis de ce m-au ales pe mine. Au făcut o listă foarte scurtă de câteva femei care au considerat ei că ar fi bune pentru primul număr al acestei reviste și au trimis lista cu CV-ul fiecăreia în America, la Chicago, la sediu cel mare, sediu central. Și pe atunci președinta trustului era fata lui Hugh Hefner, pe care am și cunoscut-o la Chicago. Și dintre toate cele 7 persoane, că eram doar 7 femei alese de către Adrian Sârbu, că pe atunci era trustul pro care avea revista, ei au pus degetul pe mine. Și care au fost argumentele lor pro pentru ca eu să fiu convinsă să fiu prima? Că eram 100% naturală, deci nu se căutau femei cu silicoane și mai știu eu ce, că aveam familie, eram femeie măritată și pentru ei asta a fost wow. Și că aveam o educație în spate și au zis ei așa, o fată asta care are educație și are familie va avea cea mai mare credibilitate. Nimeni n-o să zică că asta este o pițipoancă sau o femeie ușoară sau o femeie care numai așa știe ea să ajungă celebră în viață. Și eram deja celebră, eram deja foarte cunoscută. Și atunci astea au fost greutatea care a fost în favoarea mea. Când au venit să mă convingă cei de la revistă, m-au sunat și mi-au zis, bună, știi, suntem așa, se va lansa revista, am vrea să discutăm cu tine. Eu aveam agenție de modele și am crezut că vor fete de la mine care să intre în revistă și mi-am pregătit, eu mă pregătisem la biroul meu, la agenție și cu teancul de bucuri cu toate fetele pe care eu le consideram că ar putea fi convinse să apară, știam că au corpuri perfecte, adică eu știam ce vrea Playboy și zic, gata, astea sunt, eu le arăt pe astea. Și a venit Dan Boierescu, redactorul șef al revistei și eu am început să-mi prezint acolo fetele și la care era așa puțin că, da, foarte frumoase, da, 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 dar noi pe tine te vrem. Eu prima oară n-am auzit bine, am zis că n-aud bine și am început să râd. Zic, da, 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 bine, 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 știi. Nu, zice, noi suntem foarte serioși. Zice, cei din America te vor pe tine, noi te vrem pe tine și trebuie să nu plec de aici până, deci domnul Sârbu, eu nu plec de aici până nu te conving că e bine să faci pasul ăsta.
Și am înghițit în sec și am zis să stați așa că chestiile astea nu pot să le decide una singură. Și m-am dus acasă, am vorbit cu soțul meu, am vorbit cu tatăl meu, că era și el foarte important, un factor foarte important. Am vorbit cu mama mea, am vorbit cu bunica mea și toată lumea mi-a zis același lucru. Dana, noi avem încredere în tine. Noi știm că tu faci lucrurile într-un mod elegant, știm că nu o să te faci pe tine de râs și implicit nici pe noi și atunci ia decizia de una singură. Și am luat-o. Am negociat foarte bine contractul, am fost singura care a pozat afară în Chicago la sediul lor. Am avut un fotograf celebru care a pozat-o și pe Farrah Fawcett și pe Cindy Crawford și pe așa. Adică a fost, cum să spun, a fost o chestie unică în viața mea. Cum aș putea eu să mai vreau a doua oară? N-ar mai fi același lucru. Să văd că la 43 de ani, repede din nou, o prezență agreabilă și în același timp o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Și ce vreau să spun aici? Aveți o carieră, aveți un business, aveți o familie. Uh-huh. Despre familie nu prea am vorbit. Păi nu m-ai întrebat. Cum vă simțiți dumneavoastră în familia dumneavoastră? Este simt perfect. Este, cum se spune, familia cadru de a vă propice, de a vă încărca bateriile? Atunci când simțiți că, și poate aveți momente dificile, și cu siguranță ați avut și aveți, o să aveți momente dificile, este acel loc unde vă încărcați energetic? Eu cred că traiectoria carierei mele a dovedit în timp că familia a fost unul dintre factorii importanți de susținere morală, psihică și din toate punctele de emoțională, din toate punctele de vedere. Cred că am avut norocul cu un soț înțelegător, în primul rând, și un om care mi-a acordat toată încrederea, pentru că nu este ușor. Eu mă pun în locul lui. Nu este ușor ca tu, ca bărbat, să ai pe lângă tine o soție care o vezi, pe care o vezi tot timpul la televizor sau pe care o vezi că din când în când, nu știu, mai dă niște interviuri de-astea mai suculente, ca să zic așa, pentru că el a învățat foarte bine lecția asta, pe care și eu am învățat-o cu timpul, că dacă vrei să rămâi în atenția publicului, trebuie să fii puțin mai altfel decât omul obișnuit. Trebuie să pară că ai o viață mai interesantă, trebuie să pară că din când în când ai cu ce șoca. Și atunci mai ieși puțin din zona asta safe, sigură, și te arunci așa, mai arunci câte o bombiță, știi? Da, mă rog, astea sunt tertipuri de marketing care se fac pentru, așa cum ți-am zis, pentru popularitate, pentru notorietate. Dar unde întotdeauna eu am fost sinceră și directă cu publicul meu a fost în ceea ce privește valorile familiale pe care eu mi le însușesc și care sunt foarte importante pentru mine. Doi, secretele carierei mele și chiar și a întreținerii mele, pentru că multă lume mă întreabă cum faci, cum dregi, cum nu știu ce. Încerc să-mi captez atenția așa. Deci nu prin scandal, nu prin... pentru că toate chestiile astea, dacă treci și granița acesta bunului simț într-un fel, deja poți să distrugi totul în jurul tău și eu nu sunt dispusă să fac absolut orice pentru celebritate. Deci de asta spun că familia a fost foarte importantă, pentru că ea mă susține, dar și eu o respect. Respect aceste valori și niciodată nu aș face ceva ca să fac rău celor din jurul meu. Pentru că să știi că celebritatea asta te costă foarte mult. Te costă în primul rând că rămâi fără intimitatea ta, deci cam omul vrea să știe totul despre tine. Te costă atunci când te ia valul și vrei și mai mult, și mai mult, și mai mult, decât te îmbeți cu această notorietate și cu publicul care te adoră sau care te disprețuiește, nu contează, dar măcar știi, ești în atenția lui și poți să uiți de tine, poți să uiți cine ești, poți să ajungi uite așa și să nu-ți mai ajungă nimeni la nas și când știi cum e cu publicul ăsta, el te ridică, el te coboară, iar eu știu asta și niciodată nu m-aș lăsa influențată sau să intru în capcana asta a celebrității. Niciodată. De asta familia este fundamentul ăla pe care dacă cazi pe el, știi? Și cazi pe moale, nu cazi pe tare. Asta în contextul în care temelia, să spunem așa, este stabilă. Da, este stabilă, așa este. Gândește-te că noi trăim acum niște vremuri destul de triste, când o nuntă sau un divorț se fac pe bani și cu contracte semnate, cu televiziuni.
Adică, scuză-mă, unde mai e dragostea? Unde mai este valoarea reală a unei căsnicii în toată povestea asta? Sunt pierdute undeva în timp. Păi da, sunt pierdute undeva în timp, dar asta nu înseamnă că noi cu toții trebuie să judecăm așa. Trebuie să mai fie și old-timer de ăștia, știi? Oameni care țin și prețuiesc lucrul acesta. Constat pe zi ce trece, apropo de divorț, că a devenit ceva la modă. Păi da, a devenit ceva la modă. Și dacă vine cineva și îți dă și suma corectă de bani, ești dispus să divorțezi, numai pentru banii ăia. Ceea ce mi se pare îngrozitor de trist. Foarte trist. Ce mai întristează pe Dana Săvuică? Ce mă mai întristează pe mine? Ce întristează pe absolut toată lumea. Când pierzi pe cineva drag, cum a fost anul acesta 2013, eu mi-am pierdut bunica, omul care m-a crescut pe mine și omul care mi-a dat prima educație, ca să zic așa, pentru că părinții mei, fiind plecați în misiuni diplomatice, m-au crescut bunicii o perioadă de timp. Fata mea, care în decembrie face 20 de ani și nu că mă întristează, normal că sunt fericită pentru ea, mulțumesc, dar mă întristează într-un fel pentru că intră în viața ei de adult și asta presupune că trebuie să lase răsfățul copilăriei deoparte și o să intre și ea să aibă responsabilități și griji și nu știu, o să... Știi cum e, ca mamă o să-mi fie din ce în ce mai greu să pot să o protejez și să pot să-i ofer absolut totul. Trebuie să înceapă să muncească singură pentru ce își dorește să facă în viață. Ce își dorește să facă în viață? Momentan face la universitate, facultatea de științe politice. A plecat cu o bursă Erasmus pentru că a avut note mari în anul întâi și a primit o bursă Erasmus cu singurul loc pe Anglia. La o facultate de profil în Birmingham, a plecat doar pentru 3 luni de zile, are opțiunea să facă un an de zile, dar nu cred, nu prea i-a plăcut și a spus că ea nu consideră că trebuie să faci o facultate afară dacă vrei să devii om, că poți să o faci și în țară și vrea să aspire să devină diplomat, ca tatăl meu. Deci ce nu s-a lipit de mine, se va lipi de ea, eventual. Cât de des vorbiți cu ea la telefon? Stai puțin, păi mama mea este non-stop pe Skype cu ea, iar eu sunt pe WhatsApp. Deci sunt cu telefonul lângă mine și suntem tot timpul conectat. În contact direct. Da, iar ieri seară eram la aici, la un restaurant și la un moment dat Julie îl sună pe taicăsu când are probleme cu băieții sau când vrea să pregătească ceva la bucătărie, pentru că soțul meu este cel care o consiliază în ceea ce privește dragostea și băieții și toate alea și soțul meu este tot cel care este bucătarul în casă. Eu nu, eu doar pun masa și spăl vasele. Atât. Și am prins o chestie super tare când Julie l-a sunat ieri seară și era foarte... Îi punea întrebarea că, tati, mi-am cumpărat de la supermarket un mișchiuleț de porc și niște pui și ambele chestii sunt congelate. Ce fac? Cum le decongelez și cum le prăjesc sau le frig sau ce le fac eu astfel încât să carnea să rămână fragedă? Și a început bărbatul meu să-i explice, păi bagă-l microunde, bagă-l la defrost, țin-o 2 minute, nu știu ce, pune pe grătar, fă așa, flic-flac, nu știu ce. Deci era demen totală. Și cu ce? Și începuse de aici. Și cu ce să mănânci tu astea? A, păi am o salată și îmi fac un orez tailandez și nu știu ce, știu cum. Asta e super tare să vezi chestia asta. Am înțeles cine este bucătarul în casă. Așa, dar... Cocoșul cine este în casă? Să știi că avem... Aici suntem oarecum într-un echilibru, eu și soțul meu. Am învățat asta în cei 20 de ani de căsnicie pe care îi avem în spate. Chiar i-am făcut anul acesta 20 Felicită. De ani. Pe muchie, da, mulțumesc. Și ideea este că înveți să fii tolerant cu celălalt, înveți să îi iubești și defectele. Și când, de exemplu, soțul meu vede că eu sunt aia recalcitrantă, aia care are o problemă în ziua respectivă sau e dusă cu nervii, mă lasă, știi, mă lasă să-mi fac eu nebuniile, după care intervine el sau, știi, deci e o chestie de asta, de un joc de asta, de un ping-pong foarte drăguț în care fiecare respectă pe celălalt. Deci nu e neapărat cine cântă cocoșul sau găina, e pur și simplu game, set and match, știi? Mai degrabă. Sau mai degrabă cine apucă să cânte primul. A, sau așa, da, exact. Am înțeles. Este foarte bine că se întâmplă astfel de lucru, pentru că altfel bănuiesc că ăsta este și secretul celor 20, da, unei căsnicii lungi, 20 de ani. Da. S-a schimbat ceva față de în cei 20 de ani? Așa multe lucruri se schimbă totul de la o zi la alta. Dumneavoastră nu v-a schimbat.
De ce să nu mă schimb? Ba da, arătați la fel de bine. A, dar nu e și vorba poate despre... că aveți și o rețetă pe care o să ne spuneți. Nu este vorba neapărat despre felul... Ba da, și asta este un lucru foarte important, să știi, pentru că după o căsnicie am observat în multe cupluri, nimeni nu mai are grijă de ce... adică nu mai are grijă de aspectul lui. Femeile se delasă, bărbații se îngrașă. Uite, eu ce admir la soțul meu este că are 45 de ani și face sport, se duce la tenis, nu are burtă, stă drept, se îmbracă frumos, adică miroase frumos, adică tot timpul mă face să-l iubesc și să-l doresc, știi? Eu la rândul meu, bine, la mine aia zicem că e și partea asta de persoană publică, eu nici nu aș putea să mă las, să mă delas, pentru că uite așa ar face lumea și gata, te uită. Pentru mine este important să găsesc tratamente și terapii de-astea non-invazive care să facă bine corpului meu și feței mele, atâta timp cât mai pot și eu să o duc așa, fără intervenții chirurgicale. De exemplu, beau în fiecare zi o apă care este îmbogățită cu coenzima Q10 și vitamina E, sau îmi fac tot felul de tratamente faciale, sau fac mișcare, mă duc, plimb câinele prin parc, merg cu bicicleta, sar coarda, că fac chestii... normale, care nu necesită un efort foarte mare, dar mă țin în formă. Și am o porție foarte zdravănă de, și nu o să zic cuvântul la care crezi tu că o să zic, de râs. De râs. Vrem să râdem. E important să râzi și să privești viața cu optimism. Pentru că dacă te lași copleșit de probleme, intervin și bolile psihice, fizice, nu contează, intervin. Și deodată așa vezi cum apar ridurile și te gârbovești așa și nu știi de unde ți se trage. De la faptul că nu ai încredere în tine și în ziua de mâine. Riduri poți să faci și de la râs. Da, sunt riduri de-alea frumoase. Și vorbeați despre sex. Este foarte important într-o relație. Acum, degeaba... dacă ai zis-o tu, ai zis-o. Da, se spune. Toată lumea o spune. Deci sexul este foarte important pentru că este științific dovedit că te alimentează cu endorfine și cu ăsta, doamne, ai cam lapsus și eu care am prezentat o emisiune de gen cu hormonul fericirii. Da? Deci gândește-te că altfel n-ai fi fericit. Până la urmă, trupurile noastre așa au fost create de către Dumnezeu. Să se unească, să se contopească și să te umple de bucurie, da? Sentimentul respectiv. Dacă stai singur și îți renegi partea asta naturală a ta, a omului din tine, nu e ok. Mai nou se fac statistici vis-a-vis de sex. Se spune că e bine să faci după o anumită vârstă de 3, de 4 ori, de 5 ori. Dumneavoastră, cum apreciați? Sexul atunci când vine sau programat? Depinde. Depinde cum îți e la îndemână atunci, cum e starea respectivă. Eu merg foarte mult pe stare, pe intuiție, pe feeling. Deci nu știu dacă e vorba de programat, că ce poți să programezi. Tocmai vorbeam despre faptul că sunt... Nu, e o chestie care se întâmplă și care trebuie să se întâmple, știi, iarăși aici este o chestie foarte importantă, trebuie să se întâmple atunci când vor ambele persoane, știi? Pentru că am mai auzit eu de tot așa în cuplu, că femeia se face cu doare capul sau el în perioada aia a lunii doar pentru că bărbatul se năpustește pe ea și vrea, nu vrea, haida, știi? Nu merge așa, trebuie să respecti omul, trebuie să-l faci să se simtă și el bine, pentru că altfel nu, sexul fără unul fără altul nu merge. Aia se încadrează la ceva, la viol. Doamne ferește, glumesc. La ce nenorocire vedem în ziua. Dar nu poți numai unul să aibă plăcere și celălalt să nu se simtă bine, știi? Deci merge sexul de plăcere. Clar, vorbim numai despre plăcere aici. Înțeles. Mulțumesc frumos. Okay, și cu plăcere. Chiar mă simt privilegiat că am putut să stau alături de Dana Săvuică, lângă patul, pentru câteva zile, că mănânci să stați 2-3 zile. Păi da, cam așa, cât ține târgul prin Intex. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Și ne cerem